Mamă, Liv, mamă. Așa-i? Mă grăbesc. De ce dai fără să ceri cuvinte? Litere. Litere. Litere, da. Dar tu ai apăsat. Păi, dar cine? Și... Nu, oricum am gestionat greșit tot jocul, în sensul că nu am cerut litere, în sensul da. Că m-am grăbit să bat, da. În sensul că am foarte mari emoții. Da, foarte dar mari. Le-ai avut mari, păi te-ai deschiat pe la nasuri, adică chiar emoțiile ți-au venit de hac, te-au încurcat. A rămas Marcus, locul întâi. Hai să vedem și o doamnă, Elena, hai să vedem și fetele, că până acum doar băieții au jucat. Bun venit, Elena. Sărut mâna, bun venit la noi. De unde, Elena? București. București. Unde anume în București? Popeș-Leordeni. Popeș-Leordeni. București, da. Ești răgușită? Puțin. Ce-ai făcut? Ai mâncat înghețată de vară? Din păcate nu, doar aer condiționat. De la aer? Și eu pățesc treaba asta, de la aer condiționat dintr-o dată. Cu ce te ocupi? Reprezentant, agent vânză. Ce? Ce vinzi, Elena? Cafea. Și aparate de cafea. Cafea. Auzi, cum ne descurcăm noi cu răgușala asta ta? Sper că okay. Cafea și aparate de cafea. Văd că ești pasionată de fotografii. Foarte tare. Faci fotografii? Mi-am cumpărat un aparat, nu am suficient timp ca să și exersez. Unde le pui? Pe ce le pui? Pe hârtie sau le pui pe carduri și pe... Și pe carduri, HD-uri, sticuri. Auzi? Și pe hârtie am. Ascultă-mă, și tipărite. Ascultă-mă, Elena. Pune-le pe hârtie. Am foarte. Restul e gunoi digital. Acum să te audă soțul meu acum. De ce? El nu crede asta? Nu, nu, am foarte multe pe hârtie. Pune-le. Și mi-a zis să nu le mai scot. E gunoi digital restul. Elena, 4 litere. Care este foarte inteligent, educat, citit. Cum zici despre omul ăsta? Habar n-am. Despre Liceanu, despre Patapievici, despre cum zici despre ăștia? Despre Pleșu, despre domni ăștia, despre acești domni. Literă. Au așa caracter erudit, sunt... Domnul Pleșu e un om foarte... Liter. Domnul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei României, e un om foarte... Cult. Cult. Da. Vorbesc eu ca să taci tu cu... Mulțumesc. Ți-a luat ceva timp cultul ăsta? Încerc să-mi stăpânesc emoțiile. Ăsta vine din engleză, cuvântul. Cuvântul vine din engleză. A se conecta la un cont online, Elena. Loga. Da! Excelent! Corect! Când introduci username-ul, parola, te loghezi. Login și logout. Excelent! 600 de lei. Hai să ne ducem la cuvinte formate din 5 litere. Întoarce-te la școala generală, numărul 164. Obiect util într-o sală de cursuri. Bancă. Da. Bancă. Da, că fără bancă nu, dar... Scaun. Bun, stai. Tablă. În bancă. Cum? Tablă. Tablă, le-ai luat pe toate. La excelent. Tablă. Tablă. Ăsta e foarte simplu. 5 litere poți să le iei din prima. Străbunicul elefantului. O, ce simplu e. Wow, copiii au deja răspunsul acum. Literă. Ai o literă, au toți copiii care se uită la noi, au răspunsul. Care-i străbunicul elefantului? Mamut. Mamutul e. Știi, nu eram sigură. Mamutul, ăla din Ice Age. Yes. Mm-hmm. 1500 de lei. Stăm bine, stăm bine și la timp. Mai ai 3 minute și aproape 20 de secunde. Elena, verb la infinitiv. A se manifesta astfel încât să fie remarcat. Ce își dorește Marcus, de exemplu. Literă. A se evidenția, dacă vrei, într-o competiție. Într-un concurs. Literă. Da, uite-l, Marius, l-am prins, am văzut pe buze cum l-ai spus. Așa e, ăla e cuvânt. Literă. A dori să fie vizibil, Elena, să... Afirma. Afirma. Mergea mai devreme, așa-i? Mai ia 600 din cuvântul ăsta. Morișcă în creștetul capului. Vârtej. Ce tare, excelent. Am pus morișca între ghilimele, corect. Wow. Ăsta nu era un cuvânt ușor, așa-i? Adina. Nu l-am ghicit. Nu l-ai ghicit din prima? Merge.
2400 deja ai în buzunar, 7 litere are cuvântul ăsta, mecanism care acționează cu întreruperi bruște și dese. Literă. E adjectiv ăsta. Literă. Bruște și dese. Cum e? Literă. Acțiunea aia intermitentă cu întreruperi. E într-un fel, îi zice într-un fel. Literă. Încă o literă. Dacă vrei și... Sacadat. Sacadat. Ai luat 300 de lei din cuvântul ăsta. E bine. Pentru mine. Știi, sacadat. Și vorbirea aia întreruptă și... Bun. Acum toate explicațiile tale au logică. E bine să fie, dar mai tu trebuie să fii atentă, știi? Despre asta e jocul cuvintelor, că de acasă de asta e atât de ușor, că oamenii sunt relaxați. Elena, pentru 700 de lei, funcții sau ranguri într-o ierarhie? Literă. Funcții, calificările alea dobândite de cineva în urma unor studii. Literă. Sau gradele deținute de cineva. Sau dobândite de cineva. Titluri. Titluri! Te-am lăsat un pic în liniște. Titluri. Bun. 3200. Marcus, cât? 4000? 4400. Nu ești departe. Nu ești departe. Și mai am 2 din 8, 2 din 9 și 2 din 10. Deci sus de tot. Știi, mi-am dat seama că cea mai aliviu încă ești bosunflat, așa-i? Hm? Da. Încă nu-și revine. Dar nu-i vina mea, aliviu. Da. Da. Elena. Cele mai mari probleme în seara asta v-au făcut obiectele. Toporișca, cele mai mari probleme. Așa că îți dau niște obiecte. Automobile capabile să transporte cantități? Camioane. Fantastic. Ai luat dintr-un foc 800 de lei. Excelent. Camioane. 4000 de lei. Și Liviu a fost în pantofii tăi. Ai avut, Liviu, 4000, așa-i? Pentru 800 de lei. Blocuri de piatră sau de pământ întărit? 800 de lei face cuvântul ăsta dacă îl ghicești. Literă. Acum face 700 de lei. Bucățile alea mari dintr-o materie solidă. Îți mai dau o literă. Literă. Acum face 600 de lei cuvântul. Fiecare literă înseamnă 100 de lei pierduți. Ai vrut să zici ceva? Betoane. Când ești... Literă. Eu nu pot să-ți confirm. Betoane. Nu. Uite că nu e betoane. Că zice de pământ. Pământul întărit. Păi betonul nu e pământ, știi? Deci blocuri de piatră sau de pământ întărit formează... Uite că știi, uite Adina știe. Ce formează? Pietrele alea grele pe care abia le miști. Bolovan. Oh. Bolovan. Mama lor. 4500, cât, Marcus? 4400. 4400. 2 din 9, 2 din 10. Avantaje materiale sau financiare pentru 900 de lei. Face cuvântul ăsta 900 de lei. Îți dau o literă ca să fac 800? Literă. 800 de lei. Literă. Elena, foloase favoruri obținute de cineva. Literă. Câștigurile alea dobândite în urma unor activități au un nume. Câștigurile dobândite în urma unei... Mai o literă. Literă. Încă o literă, poți să iei 500 de lei din cuvântul ăsta. Financiar. Financiar, ce e substantiv ăsta? Bonusul sau recompense, poți să fie financiare, corect. Da, poate să fie financiare. Niște privilegii de care se bucură cineva. Beneficii. Cum? Beneficii! 5.000 de lei. În 50 de secunde. Elena, hai că poți.
substantiv feminin. Lipsă de variație sau de varietate. Literă. E tare interesant cuvântul ăsta. E scump, face 900 de lei. Literă. Lipsa aia, lipsa uniform... Literă. Litatea aia... E un cuvânt. Uniformitatea aia plictisitoare, dacă vrei uneori. Îți mai dau o literă? Autonomie. Nu, auto. Mașinile alea care nu sunt în stare să meargă electrice, alea au autonomie. Știi? Auzi? Lipsa... Ești căsătorită? Da. Monotonie. Nu ești! Nu. Oh, cum îl cheamă? Florin. Florine, n-am vrut, dar a zis, când am întrebat-o dacă e căsătorită, a zis monotonie. Nu mai pot să scot pe asta. Asta. Ai dat-o, ai spus-o. Da. 5600 de lei. Du-te acasă cu bani, că altfel nu e bine. Cum mă, când ți-a zis negru de căsătorie, tu ai dat sinonimul monotonie, măi? Elena, 1000 de lei. Care a fost pus în fața faptului împlinit? Literă. E adjectiv ăsta. Stăm bine, mamă, câți bani. Literă. Ia-o încet. Care trebuie să țină, dacă vrei, piept unei discuții care nu e foarte cu o discuție neplăcută, așa. Te gândești la ceva, nu? Nu. Care trebuie să dea socoteală pentru faptele sale. Adjectiv, am zis, mai avem 16 secunde. Poți, poți, în 16 secunde mai poți să iei 800 de lei. I s-au cerut explicații, dacă vrei, pentru alegerile făcute. Căruia i s-au cerut explicații. Care trebuie să susțină părerea ca să combate pe cineva. E confruntat. Nu, era de la... Erai departe? Da. Nu, îți spun eu ce a fost în mintea ta acum. Monotonie, căsătorie. Nu, am trecut peste. Ce-am făcut? 4800. Elena, dacă îl ratezi pe ăsta... Vei fi din nou în pantofii lui Liviu, care a fost sus de tot și rămâne puștiu, Marcus, pe prima poziție. Deci ăsta e cuvântul care face diferența. Elena, curățare de păcate sau de microbi? Hai cu litere, că trec secundele. Dacă nu e sigură, trec secundele. Dezinfectare. Dezinfectare de păcate. Te când duci la popă, părinte... îndepărtarea elementelor străine dintr-o substanță, de exemplu. Îi zice într-un fel. Proces prin care un corp devine igienizat. Procesul ăla prin care un corp dezinfecta. Devine... Dezinfecta. Păi l-ai zis ăsta. Îndepărtarea microbilor. Dar vezi că ți scrie și de păcate. De păcate. De... Nu. Epurarea apei, de exemplu. Sau a... purificare. Incredibil. Fabulos, ce bătălii, Dumnezeule, și pe ultimele secunde îl văd pe Marcus cum... Să știți că eu m-aș fi bucurat să ia doamna. Auzi, am văzut cum te-ai fi bucurat. N-am făcut așa, oh, am aplaudat de fiecare dată. M-aș fi bucurat, era, băi, eu mă bucur când câștig, adică... Fantastic. Mai am 30. Exact în pantofii lui Liviu. Liviu a avut 5100, a coborât, l-a lăsat pe Marcus. Ai fost la 5000 și ceva, Florin? Să ai o căsnicie frumoasă, Elena.